Mai întâi se pune volanul în această poziție. Avem niște găuri în spate. Se bagă o șurubelniță dreaptă în această gaură. După ce am băgat-o, o ridicăm în sus și vedeți că airbag-ul a sărit. Apoi, luăm de volan cealaltă direcție, mai avem încă o gaură, tot aceeași procedură. Băgăm șurubelnița. Airbag-ul a sărit. După ce am scos siguranțele, scoatem mofa de la airbag cu grijă. Asta a fost tot.